Văd că sunteți într-un număr atât de mare de copii. Cei care ați participat la acest proiect colectează selectiv și noi te răsplătim. Aș vrea să continuați la fel, se poate și mai bine, da? Cu ajutorul doamnei Ana Maria și a diriginților voștri, ați reușit să strângeți peste o tonă de deșeuri reciclabile. Mă bucur că ați muncit, ați fost harnici, dar să știți că nu trebuie să ne oprim aici. Drumul colectării selective trebuie să continue tot timpul, să învățați pe părinții voștri, da? Asta a fost și ideea, să comunicăm acasă unde trebuie pusă hârtia, sticla, plasticul, cutia de suculeț. Sunt locuri special amenajate, saci special pentru aceste deșeuri reciclabile. Trebuie să ne educăm părinții și prietenii, frații, da? Să fim atenți cu mediul înconjurător, că nu cred că ne dorim să trăim printre gunoaie. Eu, așa cum v-am spus de la începutul proiectului, am avut și mici, nu pot să le zic, mici premii. Niște premii care vă vor fi folositoare la clasă, dar nu trebuie să colectăm selectiv pentru premii. Trebuie să fim atenți cum facem colectarea, da? A deșeurilor reciclabile pentru noi, pentru sănătatea noastră și pentru mediul înconjurător. Acum o să vă rog pe doamna Ana Maria să vă spună și ea două, trei cuvinte. Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru implicarea voastră ca și copii la fiecare clasă în parte. Celor de a șasea să-i felicităm pentru că ei au muncit cel mai mult dintre toți, s-au implicat foarte bine. Și mi-a plăcut faptul că v-ați încurajat unul pe altul și pe clase ca să încercați să câștigați unii peste ceilalți. Implicarea a fost extraordinară, atât diriginților vreau să le mulțumesc că s-au implicat și ei, la fel ca și voi la fiecare clasă. Și sperăm ca să fi înțeles ceva din proiectul acesta și să continuați așa și pe viitor să reciclați mediul și să cunoașteți ceea ce înseamnă reciclare. Le mulțumim și domnilor pentru darurile oferite și pentru faptul că ați văzut că nu ați muncit degeaba, deși ați crezut că poate a fost un proiect care ați crezut că nu o să câștigați nimic și a fost doar așa. Uitați că ceea ce au făcut domnii pentru voi a fost un lucru extraordinar. Okay.